Петрович, eu reiterez încă o dată. Sunt câteva obiective care m-au motivat să fac pasul către municipalitate. Ca să facem un oraș mai frumos, trebuie, am spus, să reactualizăm planul urbanistic general. E aprobat planul urbanistic sezonal. Și toate celelalte care trebuie realizate. Până în prezent noi am fost martorul unor circuri, da, show-uri, care oamenii se uită la noi, iată. Noi aici am venit să lucrăm, pentru asta ne-am mandatat, ca să facem circ sau să lucrăm. Respectiv, joia trecută, după ce s-a întâmplat aici, în această sală, am venit cu inițiativa de a-i uni pe toți, toți președinții de fracțiuni, într-o ședință de conciliere, de împăcare, să tragem linia și de la stânga la dreapta să ne apucăm de lucru în oraș. Luni a avut loc o ședință, o primă ședință. Am rămas mulțumit că s-a început un dialog, s-a început discuțiile asupra regulamentului de funcționare a Consiliului Județean Chișinău și toate subiectele care stau pe ordine de zi în așteptare, așa cum a menționat domnul Onișchenko, de 3 ani de zile sunt cereri ale cetățenilor care urmează a fi examinate. Săptămâna trecută am fost în sector, m-am întâlnit cu oameni de afaceri care, cu investiții din Germania, care creează peste 1500 de locuri de muncă, da? Pe meșterul Manole 20. Contracte de arendă, funciari, care cu adevărat trebuie să fie votate. Deci sunt subiecte care se respectă în prisma legală și care trebuie să fie votate. Îndemnul meu este către toți. Fracțiunea Partidului Socialiștilor, Partidul Popular European, Partidul nostru, Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal, în mod special. Toți avem în cap că aceste probleme care le avem în urbe nu au culoare politică. Să facem, așa cum am zis domnul Oazna, în 2 luni, în ședință, un plan de acțiuni și să fie randament de lucru pe legislativul nostru. Vă mulțumesc!